Ne aflăm la una dintre porțile de intrare în lumea lui Rotund. Vă invit să vedeți lumea mea, a mizeriei, a sărăciei, a luxului și opulenței, a unei clase politice ticăloșite. Din flamâzi, că din una e învațat-o, dacă n-ai uitat-o. Și-ai să vezi cu-și joacă satul, unul lângă altul, la un altul șetișor, bată nechișor. Mândești moldoveni, șoacă tățateni, șoacă sârba, bată neaște leagăna. Cât la utare, zi cu foc mai tare, ca să-i horă pe aici pe sapă. Ioane, ține hangul mai copzare, să răsune copza ta până corona. Uite la țața alenuța cu flătură, bate scuța, că-i în capul jocului, ora focului. Mândești moldoveni, șoacă tățateni, șoacă sârbă, bătrânește leagănat. Cântă la utare, zi cu foc mai tare, astea-i ore, pe aici pe sapă. Că noi nu cântăm ceea ce se întâmplă în timpul nostru istoric, cei care vin după noi, de unde o să știe? Bună ziua, stimați telespectatori! Precum ați putut observa și dumneavoastră, iarna ne-o cam strâmtorat cărările de-a mai ieși prin județ. Deși avem o listă lungă de așteptări din partea unor botoșeneni de-ai noștri care vor să-și plângă necazul la lumea lui Rotund. Dar până când vremea se va îndrepta, așa cum am obișnuit și în anii anteriori, mi-am concentrat atenția pe realizarea unor reportaje de suflet. Și de această dată am procedat la fel și m-am orientat spre o temă culturală, o temă prin care să punem în valoare existența unei personalități care o viață întreagă și-a dedicat-o susținerii culturii botoșeniene, dar care în general a rămas puțin cunoscută de către masa mare de botoșeneni. Partenerul meu de dialog este doamna Mariana Honceru. Doamna Mariana, să rămână bună ziua și mulțumesc că ați acceptat invitația de a intra în lumea lui Rotundu. Eu, bună ziua, întâi vă spun dumneavoastră și celor care ne privesc și eu mă simt onorată că am intrat în lumea lui Rotundu, emisiune pe care o urmăresc cu mare drag și datorită căreia am văzut locuri din județul nostru Botoșani pe care nici nu le bănuiam și nu le-aș fi cunoscut frumusețea dacă nu ne le-ați fi arătat întâi dumneavoastră. Un exemplu, unul singur numai vă dau, biserica de la Corjăuț. Da, e o biserică valoroasă, o bijuterie a creștinismului, în special o bijuterie din partea modernă a istoriei județului Botoșani. Dar noi aici, să le spunem telespectatorilor, filmăm în Botoșani la celebrele case Goilav, ale armeanului Goilav, ale lui Grigore T. Goilav, om de cultură la rândul lui, o personalitate deosebită care a rămas în istoria culturii botoșenene prin aceea că a fost primul care a adus o tipografie în Botoșan și a pus bazele presei botoșenene, că altfel n-aveam și o istorie a presei. Gestul său l-a determinat pe Eminescu să spună: eu la Botoșan știam că se face cea mai bună pastramă, dar că se face și presă bună nu știam. Doamna Honceru, aici în casele Goilav suntem într-o cameră pe care dumneavoastră ați intitulat-o Odaia cea Mare. Dacă n-aș fi fost în Botoșani,
Ziceam că suntem undeva pe malul Jijii, la Ungurenie, dumneavoastră, în casa cea mare a unui gospodar. Cum te v-ați gândit la așa ceva? Aici am venit la clubul pensionarilor, cu Sindicatul Județean a Pensionarilor, care acum își au sediu aici. O mână de oameni extraordinari, conduși de doamna Mariana Paraschiv, președinta Sindicatului Județean a Pensionarilor. Aici, după ce am ieșit eu la pensie, că încep cu sfârșitul, după ce am ieșit eu la pensie, am înființat grupul folcloric Vatra la inițiativa doamnei Paraschiv. Și ne-am gândit că ar fi bine, noi fiind deja bunici, fiind oameni care majoritatea venim de la țară, și ca să ne mângâiem sufletul în dorul copilăriei noastre, a tinereții noastre, să le arătăm nepoților noștri cum am trăit și noi altădată, am înființat acest loc, care noi îi spunem Odaia cea mare sau Casa cea mare, cum se mai spune prin unele sate. Și aici avem zăstrea acolo, avem laiță, avem canapeaua, avem scoarțele noastre cu modelele din județul nostru pe perete, avem macaturile care sunt țesute de gospodinele noastre de la țară, vedeți fel de fel de modele, toate aduse pe jos preșulețul sau țolul, cum îi spunem noi aici în zona noastră, țolul de codițe, toate aduse de doamnele de la club, care iubesc arta populară, iubesc folclorul și pe lângă faptul că au învățat să cânte, au învățat să danseze alături de niște dansatori care la rândul lor au făcut parte din celebrul ansamblu Datina, condus de domnul Vasile Andreescu, fiii Țărnăușoară, și domnul Costic îi domnesc acum, măcar acum după ce s-au dus în lumea cealaltă, că mă refer la Costiclu. La Costiclupo, da. Da, doamna Honceru, ați descris foarte frumos Odaia cea mare, dar eu vreau să reîntregesc atmosfera aia totuși de provincii, din mediul rural rustic. Lipsește mirosul de levănțică și de gutui cu o frunzuliță pusă deasupra dulapului. Ei, am avut noi și gutui, dar le-am mâncat. Da, haideți. În schimb, avem plăcinte. Eu am spus că dacă avem acum aici plăcinte, dacă aduceam și puneam pe masă plăcintele, aveați acum miros de plăcinte calde, dar așa ele miroase în bucătărie. A doua parte a reportajului o să o facem și cu plăcintele pe masă. Sarmale, să știți că avem de toate cele. Doamna Mariana, haideți să dăm un pic timpul înapoi cu mulți ani și să încercați să vă amintiți cum vi s-a deschis apetitul pentru cultură și în special pentru un anumit segment cultural? Dumnezeu să-l hodinească pe tata meu, de la tata. Tata a fost un mare iubitor de datini și tradiții populare. El a cântat din armonică la formații de anul nou la Căiuți. Și a iubit foarte mult folclorul, lucru pe care ni l-a transmis și nouă. Iar cântecul popular, pe lângă faptul că tata cânta cântece foarte frumoase de front, cântece de război, tata meu a fost rănit pe front, 7 meri într-o basma, azi în 2 iunie, sună goarna de răsună, cântece pe care eu le-am preluat și le-am pus la diferite grupuri vocale. Am mai învățat să cânt și am iubit cântecul popular din mic copil, când mergeam și era o sărbătoare, când apucam câteodată să dorm la mămuța. Mămuța fiind mama mamei mele, mama mea fiind cea mai mare, în urmă avea 7 surori. 6 surori, cu mama erau 7. 6 surori, una după alta toată, cea mai mică fiind abia cu 4 ani mai mare decât mine. Deci vă dați seama, vara era în curte la bunica Troscot Verde, mare, curat, frumos, și vara, noaptea, se așterneau pături, țoale, cum spunea. Și se dormea afară. Dormea afară, pe undeluț, așa, și cântau. Cântau de răsuna Valea Jijii, așa de frumos cântau, vă dați seama, 6 fete și cu mămuța mea 7. Și mai mornăiam și eu pe acolo. S-auzea extraordinar de frumos. Ei, eu imagine ce eu o păstrez în suflet.
plus că înainte se făceau joc la, la sărbători, la Crăciun, la, la hram, la, după Paști, când erau jocurile la care veneau, veneau întâi tinerii, după aceea veneau gospodarii, intrau și bătrânii către seară în joc. Se întreceau cu chiuituri. Ei, noi fiind mai mici, ne uitam și noi, mai țopăiam și noi pe acolo, mai pe margine, mai pe lături, să nu ne calce pe picioare. Am avut norocul să fie în zona noastră o fanfară și oameni, familii de muzicanți din, din Iepureni, băltăreni, cum le spuneam, ichimeni. Boanta de la Iepureni, fanfara de la Iepureni sau boanta de la Iepureni. Erau, ei erau pe familie organizate. Dar haideți să spunem botoșănienilor că dumneavoastră fiind din Ungureni, comuna Ungureni este un bazin etnofolcloric foarte bogat, iar comuna a avut o mare personalitate, un mare profesor, Nicolau, care în perioada când ministrul educației în România era Dimitrie Guste, a pus bazele primei academii de arte populare din România într-un cămin pe care l-a ridicat prin efortul cetățenilor din comună și care a găzduit multe zeci de ani activități culturale. Iar doamna Mariana Honceru, fiind din Ungureni, sigur că gena activităților culturale a fost înrădăcinată în personalitatea sa și de-a lungul timpului să vedem cum s-a manifestat. Deci haideți să venim așa în perioada când ați început dumneavoastră să deveniți un creator de cultură, generator de cultură. Eu am început din clasa a șasea să cânt la acordeon. Am vrut neapărat să cânt la acordeon, mi-a luat tata acordeon, am venit la Botoșan deja aici, pentru că a fost perioada aceea tulbure când trebuia să se închidă colectivizarea. Tata nu se trecea la colectiv, nu vrea să mă primească la școală. E cu chiu, cu vai, datorită unui profesor eminent, recunoscut aici în oraș, profesor Andrieș, tata scriitorului Ande Andrieș, o reușit și m-a înscris aici la școală, la școala evrească numărul 4, așa era. Pentru că se cerea diferență de membru cooperator. Exact, și, nu mă, și cu greu m-a trecut. E, și aici am început, în fine, să merg la, la Palatul Copiilor și la Cercul de Muzică, unde preda unul din frate. Palatul Copiilor din spatele prefecturii de astăzi. Exact, da. Și acolo am început eu să cânt la acordeon, la Cercul de Muzică. E, bineînțeles că nu m-o ținut mult, pentru că na, nu am, aveam, eu nu puteam să cânt așa. Trebuia să muncești mult, să faci ore. Eu mergeam și la țară, veneam și aici, dar noțiuni principale. Și acum, dacă eu un acordeon în mână, descifrez și pot să cânt după urechi un cântec. Nu-l cânt bine, dar să-l înțeleg eu așa, îl cânt. Frazele muzicale, da, esențial. Da, da, de atâta timp. Și am început cu culmea, nu cu folclor am început, am început cu un recital de poezie. Am recitat o poezie și am luat premiu. Pe atunci existau în perioada aia dialog la distanță între regiuni, după aia concurență între raioane? Și între întreprinderi. Și, am ajuns la întreprinderea textilă Moldova, acolo eram bibliotecară în 75. Da, acolo ați avut o bibliotecă extraordinară, dar păcat că a încăput după 90 pe mâna lui Chiru și n-a știut ce valoare reprezintă acea bibliotecă și a dispărut, vândută bucățele cu bucățele. Na, eu aici ce pot să spun? Or, au rămas toate acolo, eu le-am lăsat intacte, am plecat de acolo în 86 pe 3 ianuarie, dar până atunci acolo am avut o activitate foarte, foarte bogată. De fapt, de acolo a început. Și la folclor am ajuns de nevoie, domnul Rotundu. Pentru că eu acolo era fabrica de 8.000 de oameni și eu acum acolo răspundeam de toată activitatea culturală. Aveam, mi se cerea, că așa se cerea. Era Cântarea României, știți foarte bine cum era. Eu în Cântarea României, cu mâna pe inimă, spun și dacă spun minciuni să mă contrazică cineva.
Eu niciodată nu am cântat pe Ceaușescu, n-am cântat partidul. Eu am mers, am făcut recital de poezie, dar am mers cu recital de poezie pe Eminescu și n-avea cine să-mi spună nimic. Am făcut formație de teatru, dar am mers cu idolul și Ion Anapoda și am luat premiul întâi pe țară și am luat și două premii de interpretare. Am făcut dans modern, dar am făcut dans modern așa, după melodii, deci nu... sau brigada artistică. Am făcut și brigada artistică, eu chiar după... Satiră. De satiră. Dar am mers pe satiră pură. O trebuia să spun cu niște realizări ce are întreprinderea pozitiv, că așa era acolo. Dar eu n-am dat cu barda niciodată, nu om să zic. Nu. Am căutat și m-am strecurat pentru că eu știam de acasă, de la mine, eu știu cum s-o scris zonă. Scris tata la, că a fugit pe malul Prutului, pe la mătușile mele, știu, multe. Am făcut cor. La corul muncitoresc n-aveai ce face, că repertoriul punea dirijorul și săracul dirijor o lua și sancțiune. Mi-aduc aminte că primul dirijor la corul muncitoresc, avem corul muncitoresc de 100 de oameni. Păi era mare lucru să aduni 100 de oameni din fabrică, să vină la cor el, muncitorul, țesător, filator, pune-l să cânte. Dar am avut noroc, aici eu am învățat foarte multe pentru activitatea mea și de astăzi și care am avut-o pe parcurs. Am avut un om, un dirijor la cor pe profesorul Bâtă, care o și lua sancțiune că nu a vrut să vină la noi. Și l-a părât, eu știu cine, cu partidul, atunci și-a dat sancțiune și după aceea a venit săracul om. Și-o făcut, dar nu și-o bătut joc. 3 luni de zile la cor, noi întâi am învățat să deschidem gura, am învățat să facem vocalize, am învățat respirație, am învățat noțiunile de bază ca să cânți la cor. Nu venit acolo și hai cântați după mine și el dă, nu. Și până la urmă și fugit în America. Cine vă scria textile la brigăzile artistice? Cine vă selecta repertoriul în general? Eu le-am scris și v-am spus cum, de nevoie, când avea cine. Și atunci am început să scriu eu. Și scrind astăzi întâi una, mai scrind după aceea alta, mă duceam la concursuri foarte mult. Mă duceam la... am avut noroc pentru că eu eram la bibliotecă și în loc să-ți scot om din producție să ducă la... Erau cursuri din alea de instruire. Perfecționare. Și mergeam eu atunci și eu eram pus în temă și cu dans modern și cu brigăzi și cu... Deci făceați coreografie și repertoriu de scenă? La coreografie niciodată nu m-am băgat. La coreografie am colaborat cu Mișu Fediuc. Mișu Fediuc, cu care suntem prieteni și ne-am înțeles foarte bine. Dar revenind la cor, dacă am văzut că la corul mare se cântă ceea ce trebuia să se cânte, atunci ce m-am gândit? Hai din corul ăla mare să facem un cor de cameră. Și am luat cele mai buni soprani, cele mai buni altiste, cei mai buni tenori, cei mai buni bași și am luat 20 de oameni, unul și unul, cu niște voci extraordinare și am făcut cor de cameră. Și acolo am cântat Câmpia Soarelui, o piesă, mi-aduc eu aminte, Doamne, ce... și o piesă de prelucrări folclorice. Dirijor aici a fost Doru Romașcanu, dacă vă aduceți aminte, a fost dirijor la filarmonică și băiatul compozitorului Constantin Romașcanu. Și noi cor de cameră, cine era ca noi avem cor de cameră? Noi și armonia, și profesorii de muzică. Și când au venit, avem etapa județeană la cântarea României, în jur Constantin Romașcanu. Și când ne-au auzit, îi cântam o piesă de-a lui, o lucrare de-a lui. Și când ne-au auzit, au venit la noi, zice că vreți să vă dau drumul mai departe. Dar noi, da, e, atunci pregătiți-vă 2 săptămâni de zile, eu stau în Botoșan să lucrăm. Domnul Rotundu, a fost ceva de vis. Cum lucra omul ăla cu noi, nu știai când trece timp. Nu știai când trece timp. Și până ce n-am scos lucrarea așa cum a vrut el, nu ne-a dat drumul să mergem la fază republicană la Iași. Și am mers acolo și am luat locul întâi. Tot din corul cealaltă mare muncitoresc am făcut grupul vocal-instrumental Haiduci, grup folcloric de acum aici. Aici am ales eu repertoriu, eu am făcut textele, am avut instrumentiști pe domnul Ștefănescu la vioară, Octav Ștefănescu. Aici m-am... grupul ăsta vocal, de fapt, l-am făcut împreună cu maestrul Ioan Cobâlă. Asta în ce perioadă?
în perioada 78, 79, 80, cam așa, că de deja în 80, când a murit Tudor Vornicu, când noi am prins, am filmat încă cu grupul ăsta, el într-o emisiune de Revelion cu Tudor Vornicu. El a murit după 80. E, cam prin 82-83, cam așa cred că am filmat noi atunci. Dar grupul noi l-am făcut de prin 79, cred, 79-80, cam așa. Și mai există grupul ăsta sau s-a pierdut? Grupul ăsta s-a pierdut imediat după ce am venit eu la Casa de Cultura Sindicatelor. Deci de la textila v-ați mutat la Casa de Cultură a Sindicatelor și acolo ce ați organizat? La Casa de Cultură, pentru că am venit, știți cum, pentru că am obținut premii foarte multe cu Cântarea României. Exact. Și toate premii, locul întâi și foarte bine instruite toate. Și am venit la Casa de Cultură a Sindicatelor, acolo m-a primit domnul Sârbu. A fost întâi el de acord să vin. Acolo am făcut o echipă extraordinară. Eram tineri toți. Caramobila la început. Toate perdelele de acolo le-am tăiat cu mâna mea din toată Casa de Cultură. Am muncit întâi să aducem Casa de Cultură vreo 2 luni de zile ca să putem să chemăm oamenii întrânsa. Că i-am dat-o în folosință pe 28 și noi de pe 3 ianuarie am muncit până pe 28 februarie întrânsa de... am pocnit tot. Mirosea var proaspăt când ați intrat. Da. Era un șantier, era moloz. Printre șantieriști mergeam noi și lucram. Și acolo am luat-o de la zero, ca să aduci oameni și să faci iarăși formație. Și iarăși am făcut trupa de teatru Rampa, cu care am luat loc întâi, trupa de recital de poezie, recitatori, eu spun de partea de care mă ocupam eu, dans modern cu doamna Delea Cricleviț, le-am făcut prima dată, am făcut noi niște costume, că am revoluționat aici în Botoșani, unii cine mai făcea costume de comandă și cum le-am făcut noi, cum vedeam pe la televizor, pe la... Am avut și copii foarte buni care au venit cu mare drag la Casa de Cultură. Am, de exemplu, colaboratori, Volin Costin, actualul director adjunct la teatru. Așa, Florina Ionițoaie, directorul teatrului Vasilache. Vă spun, Marius Rogojinski, care un actor de excepție. Regizor la formația de teatru. După Marius am umblat vreo 2 săptămâni ca să-l aduc la Casa de Cultură. Și se formase așa un colectiv extraordinar de unit și am muncit foarte mult. Și am făcut și am obținut aceleași rezultate, ca dincolo. Dar de acum aici am început să scriu texte și pentru alții. De exemplu, primul text care l-am dat, l-am dat doamnei Laura Lavric, o solistă care și acum suntem în relații foarte bune și acum cântă, este vorba de Sârba din Flămânzi. Când ați creat versurile la această melodie? La melodia asta am creat versurile prin 87. O să o asculti telespectatorii noștri, pentru că o vom folosi ca fond muzical de-a lungul reportajului, dar în perioada când spuneți dumneavoastră că ați creat versurile și Laura Lavric era mai tânără, zvăpăiată, rău de tot. Era în plină ascensiune atunci, era mare vedetă, cum de fapt mare... Este și acum. Este și acum, este, după mine, este una dintre marele doamne ale cântecului popular românesc, nu numai... Și care păstrează limbajul și accentul pur moldovenesc. Pur moldovenesc și care are voce. Ea și acum cântă live, că o auzi mai mare dragul să o asculți. Acum nu mai spun nimic mai încolo, dar ea cântă și acum, cântă și cântă foarte frumos și acum. Deci ați creat versurile la melodia Sârba de la Flămânzi și mai aveți alte melodii celebre, din câte știu? Acum da. Și atunci am mai scris, după ce am scris pentru mulți soliști, printre care și lui Daniela Condurache, am scris împreună cu maestru Ioan Cobâlă, la care eu ar trebui să îi mulțumesc de fiecare dată când vorbesc despre texte,
despre cântecul popular, nu pot ca să nu amintesc de maestru Ioan Cobâlă, pentru că dacă eu astăzi scriu în cunoștință de cauză, adică știu cum să scriu, îi datorez asta maestrului Ioan Cobâlă, pentru că eu nu am studii de muzică, dar el mi-a explicat în așa fel, cu fraza muzicală și cu metrica versului, cum, adică pe înțelesul meu, încât astăzi mi este foarte ușor. Pe urmă, eu cu grupul Haiduci am mers mulți ani, până ce am venit, deci până în 86, la toate emisiunile de Tezaur Folcloric. Păi de aici din Botoșani cine mergea? Grupul Haiduce și Laura Lavric. Mergea la Tezaur Folcloric la Mărioara Murărescu. Mă suna Mărioara Murărescu și îmi spunea: vino la sala radio, am spectacol, îmi trebuie neapărat o melodie de primăvară. Îmi trebuie o melodie de nu știu ce. Și concepea versurile dumneavoastră? Atunci, câteodată trebuia să scot oamenii din producție, n-aveam timp. Dacă mă credeți, de câte ori, băieți de la Haiduce, știu, de câte ori învățam melodia pe tren sau o scriem pe palmă, că nu știa. Da, dumneavoastră scriați versurile, linia melodică, cine o crea? Linia melodică, de exemplu, la unii am avut eu linia melodică, la altele mi le dădea domnul Cobâlă. Deci eu și la foarte multe melodii care mi-au rămas mie după aceea, care eu le-am folosit, le-am de la Dumnezeu să-L ierte, că tot pomenesc, asta înseamnă că am îmbătrânit domnul Rotundu, că tot spun Dumnezeu să-L ierte, înseamnă că au murit mulți cu care eu am colaborat, de la Amarandi, Aurel Amarandi, un fluieraș extraordinar, l-am avut la grupul Haiduce, l-am avut la grupul Doina, grup vocal, l-am avut la ansamblu la Textila, un om care s-a prăpădit prea repede și nu i-a întins nimeni o mână de ajutor care ar fi putut să-i întindă. Și care a avut un rol deosebit în dezvoltarea culturii botoșenieni, în special în orașul Botoșani. Da, da, da. Și mă rog, Dumnezeu să-l hodinească. Multe melodii am luat, stăteam cu el în sala de festivități sau la bibliotecă, la Textila, și scriam versurile și alegeam melodia și el, atunci, mai el, mai eu, amândoi, și venea melodia pe text. Pe urmă, multe melodii le știam eu din copilăria mea, de exemplu o melodie care tot din eu, dar numai pe alt text, o cântam eu în copilărie și o știam de la surorile lui, mama, care o cântă Dan Dobă și cu care o participa la Moștenitorii Stau pe Laiță Doi Bătrâni. O melodie foarte frumoasă. Și maestru Ioan Cobâlă n-a schimbat nimic la ea. Deci cum am fluierată, cum eu atunci eram răgușită și am fluierat-o, maestrul că s-o scrie pe note. Și am înregistrat pe reportofon, așa, cum eu fluieram și cum o cânt acum Dan Doboș. Versuri am creat la aici, la Botoșani, Cornele Ciobanului, Dan Doboș, și lui Lenuța Mândrescu, lui Elena Mândrescu, la mulți. Pe urmă la Suceava, la Sorin Filip, la Nicu Vieru de la... N-ați încercat să adunați toate aceste cântici la care dumneavoastră ați creat versurile, să le aveți înmănunchiate într-un volum? Eu le-am înmănunchiate toate pe foldere, la fiecare solist la care am scris. Toate le-am în calculator, numai că nu am timp de ele, domnul. Da, dar în calculator nu pot fi ținut în mână, da. ca palpabil material. Știți ce îmi spun? Am câteva texte acolo. Dacă o să-mi permiteți, am să vă spun măcar o strofă. Da, o să vă rog. Așa. Am foarte mult de făcut altele și nu am timp încă să mă ocup să le scot într-o carte. Dar poate cu ajutorul lui Dumnezeu, poate nu mă duce și până la urmă poate am să le văd eu. Neapărat trebuie să mănuncheat într-o carte, pentru că altfel se vor pierde și ar fi păcat. Da, haideți, vă întreb așa, cunosc din spațiul ăsta al cântăreților, că circulă, se vehiculează teza, ideea că melodia asta pe care o cântă Ion Palade
dor de Basarabia, versurile aparțin dumneavoastră, dumneavoastră ați creat versurile și că acum s-au cam uitat de către cântăreți, s-au uitat de către cântăreți cui datorează melodia. Lucrurile stau un pic altfel cu melodia asta Dorul Basarabiei, care acum e mare vogă și toată lumea o cântă și... Dorul Basarabiei am scris la propunerea, dar nu, ei nu mi-au propus Dorul Basarabiei, mi-au spus să scriu un text mai patriotic a impresarului Vlăduț Constandoi, Vlad Constandoi și Ion Paladin. Eu am scris textul Dorul Basarabiei, așa cum este el. Și l-am dat lui Ion Paladin. L-a ținut vreo 2 luni de zile. Trebuia să scrie altcineva muzica, nu a scris-o și până la urmă zicea de el lui Răzvan. Răzvan Mitoceanu este unul dintre colaboratorii mei tineri, foarte buni, la care eu țin foarte mult și cu care am scos nu numai Dorul Basarabiei, scos multe cântece frumoase, frumoase care, pe care lumea le ascultă cu mult drag, cântecul, dar se termin cu Dorul Basarabiei, chiar mă duc de la una la alta. Și l-am dat la Chișinău. Orchestrat, deci este scris și orchestrat de Răzvan Mitoceanu. Textul este al meu. Ei, acum oriunde se merge cu Dorul Basarabiei, se spune atât numai. Uite să spună cine-i textul, cine-i autorul textului. Autorii melodiei, Orchestra Lăutare și Ion Palade, atât. Dar melodia asta este o melodie de autor. Deci oriunde mergi undeva, deci spune autorul. Aici ei și m-am mai auzit că de fapt vedeți cum vine Dorul de la Basarabia, vine la România. Nu, Dorul s-a dus întâi din România acolo. Că noi aici am scris Dorul Basarabiei. E așa o chestie care pe noi ne-a durut un pic. Pentru că de exemplu, am mers la lansare. Când s-a lansat melodia în premieră? S-a lansat melodia în premieră la Chișinău. Ne-a durut foarte mult, am mers și eu și Răzvan, pentru că s-a spus despre toți acolo. S-a cântat Dorul Basarabiei, toată lumea în sală, toată lumea în picioare, cu steagul tricolor în sală, cu... a fost nebunie. În sală, domnul Rotundu, știți cum a avut un succes melodia extraordinară. Eu cu Răzvan eram în sală. Nu vi se pare normal că ar fi trebuit să urcați pe scenă și să vă mulțumesc? Nu să urcăm măcar pe scenă, dar măcar să ne spui că cine a scris melodia. Știți cum m-a durut foarte mult și i-am spus lui Ion, dar na, ei n-au luat în considerare. Ei tot acum spun Orchestra Lăutare și Dorul Basarabiei, Orchestra Lăutare și Ion Palade. Da, o să vă rog să luați din câteva texte ideale dumneavoastră să ne recitați un pic. Mi-am propus ca în această emisiune, dacă tot este o emisiune pamflet și tot vorbim de presa în gura lui Rotundu, să-i cam pârpălesc la flacăra violet pe politicienii noștri și, de ce nu, chiar și pe colegii din presă atunci când vor gafa. Dacă noi nu cântăm ceea ce se întâmplă în timpul nostru istoric, cei care vin după noi de unde o să știe? Da, aveți mai multe texte aici, haideți să vă vine greu să vă decideți din care să citiți. Am să, imediat, de exemplu, un text care am scris tot pentru Basarabia, tot cu Basarabia, cântat de altcineva, de Mihai Ciobanu, tot din Chișinău. De la Nistru dor străbate, pentru soră, pentru frate, până în munți cu creste înalte, la măicuța în ceea parte. Curge Nistrul din Carpați ca și Prutul printre frați. Între Putna, Capriana, s-aude cum plânge mama.
sau Bade Grigore. Ăsta este un text care l-am scris în memoria lui Grigore Vieru. Grigore Vieru a fost un mare iubitor de folclor și a scris multe texte pentru soliște din Basarabia. Iar eu i-am scris, în memoria lui am scris un text. Bat clopote la Capriana, cad fulgi ușor și vine iarna, se aud colinde la Crăciun, copii încete merg pe drum, la geamul tău nu se opresc, pentru colindu strămoșesc, lumină nu-i și triști pornesc, cântând spre stele toți privesc. Bade Grigore, ne-ai lăsat un vis frumos neterminat, dar ți-a rămas spre nemurire slova în carte de citire. Cum vă creați momentele astea de inspirație ca să puteți așterni pe hârtie astfel de versuri? Pentru că necesită o stare sufletească aparte, nu oricând și nu oricum și nu în orice moment să pot crea astfel de... Vă spun imediat, dar vreau să vă mai citesc doar o strofă din Basarabia mea sfântă. Basarabie durere, te-au schimbat din vreme în vreme, te-au purtat ca pe o carte, dintr-o parte în altă parte. Basarabia mea sfântă, icoană ce nu cuvântă, răstignit pe lunca verde, doar prutul lacrima-ți vede. Da, foarte frumos și mai ales că dumneavoastră prin aceste versuri reușiți să surprindeți extraordinar de bine starea sufletească a moldovenilor, punctând cu o serie de elemente extraordinar de sugestive în ceea ce privește unitatea statală a Moldovei. Dar știți de ce? Pentru că eu iubesc tare mult Moldova. Moldova și de o parte, de Prut și de cealaltă. Îmi place locul ăsta unde suntem noi așezați, pentru că n-ai să găsești un loc să te plictisești, să te mergi cu piciorul. Eu am mers cu bicicleta, cu mașina, așa drumeția am făcut și prin județul nostru. Nu poți să te plictisești. Vedeți, dacă mergi spre de acolo, de la Cărjăuț, mergi spre Baranca, spre... E o frumusețe, vezi, aici vezi deal, aici vezi pădure, acolo vezi un ochi de apă strălucind, un iaz, un râmnic, un ceva, drumuri de țară, căruțe, case care încă sunt așa cum erau înainte, case bătrânești, dar atât de frumoase sunt acele bătrânești, cu broderia de lemn la streașină, cu cerdacul ceala vopsit albastru și cu stâlpi, cu grădinițele vara, cu condurașe, cu flori frumoase. Flori cu condurașe. E cum să te plictisești? Acum, eu cu grupul ăsta Vatra, am trecut partea cealaltă de Prut de multe ori și având colaborări foarte dese cu soliștii de acolo, cât și cu compozitori, cu muzicieni, cum e domnul Gheorghe Banariuc, mai nou Baraliuc, mai tânăr, domnul Ion Dascăl, cu Orchestra Lăutarii, multe colaborări, Adriana Ochișanu cât a fost la orchestră, tot ce o cântat ea i-am scris eu. Deci am mers mult, vara, de câteva ori pe vară merg în Moldova. Cum ajungi acolo? Vezi, nu vezi deosebirea, domnul Rotundu. Știți cum? Parcă este în continuare. Acolo încă mai mult livezele, viile, vezi oamenii cum stau pe drum cu produsele, stau așa la marginea... Vedem peisajele descrise de Sadoveanu în Nicoară Potcoavă, da. În Nada Florilor, dincoace de la noi, la Fălticeni. Toate astea cum să nu te impresioneze? Mai ales că eu sunt legată de Prut de când eram copil. Pentru mine, când mergeam de la Ungureni, nu spuneam că mă duc la Popoaia, unde era un sat Popoaia cu 30 de case și tot așa tuchilat pe niște dealuri, cu iarbă multă, cu fântână. Eu spuneam că mă duc la Prut, că așa era la noi. Hai, mergem la Prut, mergem la Prut. Și cum am spus în pauză, mergeam până la Dângeni cu trenul și de la Dângeni o luam pe jos, bunica cu traisele în spate, că merge la surori, la nepoate, putea să meargă cu mâna goală și mergeam. Ei, la Prut, acolo, el e ghileu pânză, soreau la soare, băteau cu maiul pe piatră și pe urmă întindeau la soare să salbească, să...
Și noi copiii culegem scoici din prut. Erau niște scoici așa mari, de cele cărnoase. Și le aducea acasă, scotea, care își făcea niște pârjoluță, chifteluță. Din... Cunosc foarte bine lucrul ăsta, pentru că și eu când eram copil, de la Dângeni mergeam pe jos 40 de kilometri până la Șerpenița, în momentul de față satului sub ape, unde într-adevăr mâncam chifteluță din scoici. Da. Iar să facem o completare, apa prutului este și în momentul de față cea mai curată apă din trei râurile din zona Europei. Da. Și eu iubesc foarte mult Moldova și de o parte și de alta a prutului. Am multe cântece scrise cu prutul. Prutul ăsta, eu întotdeauna am spus, e lacrima românului. M-am bucurat atunci când au fost în perioada aceea podurile cu flori. Erau, știu, vorbesc cu oamenii și de partea cealaltă, știu ce cred, știu ce simt ei. Și de asta cred că și le scriu textele astea din sufletul lor trecut prin sufletul meu, ca să ajungă înapoi la sufletul lor și de asta și iubesc ei așa de mult cântecele astea. Da, o să vă rog să invitați membrii acestui grup vocal să facem și noi cunoștință. Dacă noi nu cântăm ceea ce se întâmplă în timpul nostru istoric, cei care vin după noi de unde o să știe? Se pare că odaia cea mare a devenit dintr-o dată prea micuță. Doamna Mariana, ați umplut această odaie mare cu costumii populare îmbrăcate de către membrii grupului pe care dumneavoastră l-ați lăudat atât de mult, grupul vocal Vatra. O să vă rog pe dumneavoastră, care sunteți conducătorul grupului, să încercați să-i prezentați pentru telespectatorii noștri, pentru că eu oricum nu cunosc decât o parte dintre ei, dar telespectatorii s-ar putea să îi cunoască mult mai bine decât mine. Da. Întâi aș vrea să spun că alături de grupul folcloric Vatra, aici lângă noi și doamna Paraschiv Maria, președinta Sindicatului Județean a Pensionarilor, și alături de ea, Iela Bantea, Lenuța Grigoriu, Laura Pricop, Florica Costiuc, Dodiță Ștefan, Trofin Maria, acolo, Olguța Dănilă, Amihaes Florica, Geta Pârlog, domnul Bantea, Ionel Roșu și aici veteranul Ticu Agrigoroai. Da, e o echipă eterogenă aici. Sunt profesii diferite, nu cunosc doamnele ce activități au desfășurat înainte de a se pensiona și de a deveni membri a grupului, dar nu pot să nu remarc prezența domnului Ștefan Dodiță, unul dintre cei mai, în opinia mea, cei mai buni specialiști juriști în domeniul legislației muncii. Dar vreau să dialoghez cu doamna Mariana Paraschiv, dumneavoastră care sunteți lidera pensionarilor și care sunteți, am înțeles, și ceea ce aveți în răspundere întreg spațiul ăsta al clubului de aici. Cum reușiți să vă descurcați financiar? Pentru că politicienii noștri, în afară de promisiuni, la fapte trec mai greu. Noi suntem constituiți din 1990, aici în acest spațiu, suntem din 2005, suntem pe autofinanțare, autogospodărire, deci cei ce facem noi aici sunt pe bani pensionarilor, deci cotizația, plus alte contribuții tot din partea lor și dacă mai găsim sponsor, 1, 2, și în limita posibilităților să ne ajute pentru a ne putea desfășura activitatea în condiții cât mai plăcute pentru membrii noștri, pensionari și persoanele vârstnice, în general din municipiul Botoșani.
Poate că după difuzarea acestui reportaj se vor găsi câțiva oameni de afaceri care să renunțe la câte un chef pe seară și să dea un ban aici la club, pentru că oricum vor face o investiție care merită. Cultura botoșneană este un brand pentru județul nostru, este un brand care ne face cinste atât în plan național cât și peste hotare. Doamna Mariana, dar dacă ați adus grupul aici să-l și auzim cum lucrează. Cu mare drag! Doamna Mariana, cât e de veche melodia asta? Foarte veche, dacă eu o știu de când eram copil. De unde ați cules? De la, v-am spus, de la surorile lui mama o cântau. Deci tot din Bazinul Ungurii. Da, 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 da. Satele de pe Jijă de Sus. Da, da, da. Acolo eu, odată cu ele, când eram copil, am cântat-o. Poate nu chiar textul. Ăsta este, că eu un pic la text l-am adus eu așa, dar nu foarte mult. Asta este o altă variantă. Ați aplicat metoda Vasile Alexandrie. Ea se cântă în mai multe variante. De exemplu, Ion Paladio cântă altfel. Mai este un grup care alt text, dar s-a bătut de la tema melodiei, pentru că orice îi pune, trebuie, tema inițială a melodiei este cearta dintre fata bogată și fata săracă. Indiferent cum ai pune un text, dar tema trebuie să o respecti, că așa s-a lansat melodia, cu conflictul dintre cele două fete, săracă și bogată. Și acum cu ce melodie ne distrați? Cu ce... Ghiță Gheorghe. Ghiță Gheorghe este o melodie foarte frumoasă, la care eu țin foarte mult, o melodie de front. O să o ascultați, o melodie de dragoste, de dor,
despărțirea dintre nevastă și soț, iubită, iubit, reîntoarcerea lor de pe front și nu se mai regăsesc toți cu o parte, au rămas pe câmpul de luptă. Dar cei care au avut credință în Dumnezeu, deci chintesența melodiei, asta este, cei care au avut credință în Dumnezeu s-au întors toți sănătoși. Sper că pentru telespectatorii noștri vor fi și câțiva tineri din cei care nu știu ce înseamnă armată. Așa că poate vor înțelege ce înseamnă durerea acestui popor. Să știți că tinerii înțeleg ce înseamnă armată. Pentru că noi am cântat melodia asta vara trecută la toate spectacolele. Și vreau să vă spun că impactul a fost atât de puternic și între spectatorii mai în vârstă, dar și între cei tineri. Da, să ascultăm și noi melodia. Cu mare drag. Da, cred că sunt mulți bătrâni care vor lăcrăma la melodia asta. Și acum o ultimă melodie, spuneați dumneavoastră că ați pregătit-o. Cum se numește și ce reprezintă? Ea, de data asta o să cântăm o melodie satirică, pentru că trebuie și din astea mai vechi. Tot a spus dumneavoastră că a scris texte la Brigada Satirică. Da, este o melodie foarte frumoasă despre o dragoste care
O să ascultați. Romeo și Julieta în variantă modernă? O dragoste așa mai obrăznicuț, o leacă. În ziua de azi, tineretul nostru, numai obrăznicuț nu-i. Da, să ascultăm. Da. Eu mulțumesc grupului dumneavoastră vocal, folcloric, Vatra, și sper ca telespectatorii noștri să fie încântați ascultând aceste melodii. O să vă rog ca dumnealor să se retragă și noi să ne continuăm reportajul, partea finală. Da. Mi-am propus ca în această emisiune, dacă tot este o emisiune pamflet și tot vorbim de presa în gura lui Rotundu, să-i cam pârpălesc la flacăra violet pe politicienii noștri și, de ce nu, chiar și pe colegii din presă atunci când vor gafa. Doamna Mariana, la ultima melodie, versurile astea eu nu le-am mai auzit până acum. Tot dumneavoastră le-ați potrivit? Da, da, eu le-am scris, pentru că ne-am gândit așa și așa, suntem noi un pic mai, hai să nu spun bătrâni, dar suntem persoane în vârstă. Cântăm de front, cântăm de alean, de dor, mai cântăm și unul mai vesel, să ne mai înveselim. Și am scris cântecul ăsta satiric, care a avut un impact frumos asupra... Dar când, cam când ați scris versurile astea? Ăsta l-am scris, cred că anul trecut. A, melodia e proaspăt, de asta nu au fost auzite. Da, da, melodiile și asta și Ghiță Gheorghi sunt melodii care le-am imprimat în 2013. Deci există CD-uri cu melodiile? Da, da, avem, ei, nu există CD, că nu avem noi bani să facem un CD. Dar pentru că ne apropiem spre sfârșitul reportajului nostru, vreau să vă întreb așa, dar la modul sincer,
Credeți că în momentul de față cultura botoșăneană, tradițiile noastre populare se află pe mâini bune? E o întrebare la care e greu de răspuns, dar speranța mea este că vor veni tineri din urmă care iubesc folclorul și știu că sunt tineri care iubesc folclorul. Trebuie să avem mare încredere în tineri, mare încredere în tinerii bine educați, în tinerii cu bune intenții, în tineri care iubesc atât folclorul cât și țara. Să nu ne ferim de cuvinte mari. Că a fi patriot nu înseamnă cum aud că a fost pe vremea lui Ceaușescu. Să lăsăm... Vorbesc cei care nu știu ce înseamnă să fii patriot. Exact. Să ții la țara ta. Exact. La locul tău de baștenă. Aici, la oamenii din comunitatea din care tu faci parte. Și eu cred că păstrând tradiția, păstrând filonul cântecului popular specific din zona noastră, nu trebuie noi să mergem în altă parte să cântăm. Că avem aici nu, și folclorul. Cum evoluează orice în lumea asta? De asta acum oamenii au început să accepte și scrierea de texte. Pentru că nu poți să cânți numai cei în culegeri. Pentru că, știți, dacă cântece cum e Sani cu Zurgălăi, cum e Mărie și Mărioară, dacă n-ar fi spus ceva sau cântă cu cum Bucovina, ei, când textierul ăla care cineva l-a scris, nu l-a cules de pe malul Prutului, ca o corect, l-a scris un om. E, omul cel nu se mai știe cine, că a trecut multă vreme, deși unii știu cine l-a scris. Textul ăla, de ce o răzbit în timp? Pentru că are un mesaj. Are și era ceea ce s-a întâmplat atunci. Acum pe noi, de ce nu ne lasă să spunem, să cântăm ceea ce se întâmplă acum? Pentru că cântecul popular este un izvor istoric. Da. Și dacă noi nu cântăm ceea ce se întâmplă în timpul nostru istoric, cei care vin după noi, de unde o să știe? Da, stimați telespectatori, mulțumesc doamnei Mariana Honceru pentru faptul că a acceptat să realizăm acest reportaj, care, alături de celelalte reportaje, va deveni o arhivă a culturii botoșenene, care va sta cu cinste în fața generațiilor viitoare. Eu vă spun la revedere, ne întâlnim sâmbăta viitoare la ora 19.